Bă, bună dimineața! Carpatinilor din industrie. Azi eu am sarmale. Tot am dreptul să-l mănânc. Da. Așa. V-am zis ce fac eu. Da. V-am spus că a venit cineva la mine. Da. Unul care el nu m-a întrebat. El știa tot și acum știe tot. Vrea să știe mai altceva? Da. Mă scrisese. Îmi poate să-și scară. Cuse planuri. Dar pe mine nu m-a întrebat nimeni. Da. El cu prietenii lui. Aia care strigă boss. E genial. Da. Un om extraordinar. M-am trezit înscrisă la, nu știu ce era. De eu nu mai am din ăla de apă. L-am băut. Da, din păcate. Asta. Viața. Trebuie să spun la fiecare video că video-ul ăsta, sticla asta, am sponsorizat-o eu cu video-ul ăsta. Da, e apă. Din bidonul de 5 litri. Doar sticla e. Eu am terminat această masa de 7, de 5 de 5 sarmale. Da. Bă. Și mă, cum vă ziceam, eu m-am trezit, eu înscrisă la cursa asta unde mi-a arătat mie cum se merge la galele respective și cum mergea niște gigi, țanțo și hai să-ți arăt, era una cu tocul, știi? Și mergea așa țanțo și era reclamă pentru galele respective. Adică eu ca și cum nu mi-aș fi dat seama, știi? Okay, asta era grupul de suport, da? Eu te ridic pe tine dacă mă ridici și pe mine. Da? Așa era grupul de suport. Era de suport, s-au gândit ei. Eu, cum v-am spus, între timp am fost așa mai șmecheră. Și m-am transformat în ceea ce își dorea. Ați înțeles? Ceea ce mi zicea mie. Toate minciunile pe care mi le-au turnat. Eu l-am transformat în realitate. Într-o realitate mentală a unei situații și m-am povestit-o așa cum este. Acum am povestit-o și colegilor. Da? Am evitat paranoia, adevărul, da, realitatea virtuală, realitatea, trecutul, l-am invitat la masă, da, ce mai anxietatea, depresia. Și am creat acest minunat
experiența. Că am avut și experiențe. Munca mea de viață. Talentul. Toți, pe toți am invitat la masă. Și am scos acest extraordinar. Da? Bă, când nu vă place de cineva, nu mai spuneți că mi-o îmi doresc altceva, ci puneți o minciună, că s-ar putea omul ăla să fie inteligent cum sunt eu și să-ți dea ceva fix, să-ți ofere ce. Da? Spune că nu vrei pe omul ăla. Mă înțelegeți? Nu mai fiți proști. Să spuneți că îl doriți și atât. Pentru o folosire. Știți? Nu mai mințiți. Nu mai faceți gesturi care aparțin iubirii, a relațiilor interumane, în speranța că o să obțineți o noapte, o partidă. Etc., etc., știți? Da. Era unul care se credea mare șef, mare boss. Și acum care câte dintre ele sunt adevărate, nu. Am trăit și am vedea. Voi le luați așa cum sunt, dar voi știți că eu am, știu ce zic, da? Are impresia așa că toată lumea îl iubește. E foarte dorit. El e foarte dorit. Și toată lumea îl vrea, știi? Și mai rămăsesem două care nu aveam nicio treabă noi cu... Una era queer, înțelegeți? Și eu care... Oha, eram pe altceva. Eu sunt pe altceva. Chiar sunt pe altceva. Și sunt și altă... Și altceva. Da. Așa. Bun. Ori de câte ori simte nevoia să, când este foarte, când viața îi oferă glume, când viața îi oferă, nu are puteri, da, nu are estimă de sine, el vine la mine că știe că mint. Da, eu îl mint atât de frumos, îl iubesc de nu mai pot, îl invit și la masă. Da. Problema este că eu știu că nu o să vină. Ați înțeles? Asta este fudulia supremă. Știți? Eu fac gesturi de genul ăsta pentru a-i mângâia orgoliu cuiva. Eu nu doar omor orgolii. Da, eu mai și mângâi orgolii. Da, acolo unde alții au scuipat. Da? Când viața aia îl scuipă direct în suflet sau știu pe unde dracul mai scuipă pe el, știe că dacă mă bagă pe mine în seamă și pretinde că mi oferă atenție, eu sunt acolo pentru a-i oferi o muie orgoliului. Eu sunt specialistă în mui de orgoliu. Ce credeți că fac numai molding? Morâm. Executăm ecorgolii. Nu mai fac și muie, stați liniștiți. Sunt multifuncțională, eu nu știu voi de câte sunt capabile. Eu doar voiam să vă povestesc despre acest eveniment în care eu am încercat să explic, în care am inversat rolurile. E o metodă neomologată, da? Prin care eu mă comport așa cum se comporta el. Pentru a se vedea pe sine. Ați înțeles? El mă pusese pe mine
mă scrisese într-o cursă care n-aveam nicio treabă. Eu m-am trezit într-o colivie de care eu n-aveam nicio treabă, da, eu chiar nu-mi dorise mai că eu în viața reală sunt un liber. Eu chat host-ul, da, eu terapeutul, da, eu persoana care face o, acum, face o reorientare profesională, eu mama, eu femeia, eu nebuna. Da, așa, sunt un om liber. Da, eu nu stau undeva într-o colivie, nu trebuie să mi se construiască mie o colivie în care eu să pretind că sunt șefă, că sunt lider, că sunt... Da, nu trebuie o păușă să scrie undeva, nu trebuie să mi se zică că aia este casa mea, știți? Adică... Tu n-ai cum să minți o veșnicie și... Da? Și atunci eu am făcut acest roleplay dându-i ceea ce și-a dorit, ce a zis că el este. N-am fost capabil să vină să-mi spună atunci. Da? Lucrul ăsta s-a întâmplat mult prea târziu. Da? A existat un moment de sinceritate, o să vă spun sincer, a existat un moment de sinceritate când mi s-a spus adevărul. Dar știți când a venit acest foarte târziu? Da. Eu a trebuit să lupt pentru ca o să obțin acel adevăr de la acel om. Da. Și cum v-am spus, eu am făcut un schimb astfel încât m-am comportat ca și cum aș fi fost el. Da? Acea persoană. A fost un genul când el a zis că eu sunt goală și mi se pare că când vezi un om gol înseamnă că inima ta este goală. Tu n-ai cum să vezi. Nu sunt eu, ați înțeles, o persoană neutră care merg prin lume și eu chiar văd așa cum sunteți voi. Aia reală care sunt eu. Da. Ei, ceilalți, voi care sunteți non... ca sunteți normali, care nu sunteți autiști. Nu faceți din spectru autist, nu faceți parte nici din spectru persoanelor cu deviații, da? Comportamentale, sexuale, emoționale, da? Ori mentale. Ne făcăm parte din acest grup, voi sunteți predictibili, da? Fiind predictibili, noi știm exact cum funcționați voi. Da. Ok. Prin educație, prin informații, pentru că noi când suntem, când ajungem la stadiul de obicei, ne băgăm în a învăța, a citi. Da. Foarte rar se întâmplă ca voi să o faceți asta, cei care sunteți medii. Mediocri. Da? Bun. Și cum am zis, când am făcut schimb de inimi, dar i-am lăsat inima simbolic cum ar veni, pentru că este un proces, da? Așa, i-a lăsat-o plină ochi. Ce a făcut cu inima îl privește pe hântrălău, că nu mă privește pe mine. Când mi-am luat-o în dărăt, că mi-am luat-o la un moment dat în dărăt, nici de asta nu m-am plâns de răgoală. Nu m-am plâns nici la tine, nici la măta, nici la tactul, nici la soarta, nici la prietenele, nici la prietenii tăi. Nu m-am dus să le scriu eu mesaje, cum credeai tu că o să că le scriu. Da? Nu le-am scris, nu m-am dus nici la CEDO, nici la ONU. Da? Ți-am redat-o pe a ta plină, plină de iubirea unor bărbați, unul și unul, crede-mă, foarte mișto bărbații. Da? Acum de ce te plângi? Eu ar trebui să mă plâng. Și eu nu mă plâng. Adică, tu n-ai cum să pretinzi că mă cunoști pentru că eu nu o să alerg după un prost. Când inima mea e goală. Ai înțeles? Nu alerg. Eu eventual îmi dau seama că am astfel de porniri și mă opresc. Eu nu alerg după proști care mi-au golit inima. Nu. Asta a fost o convenție între noi doi. Asta a fost convenția. Da? Te fac să vezi cum este să fii tu.
Cum? Lipsit totalmente de... Tu erai ăla care știai tot. Tu erai ăla care știai tot despre femei, despre ce are nevoie femeile respective, femeile tale pe care ți le interiorizai, fata mea, da? Și pe toate erau fata ta. Mare pește ce vă credeați, bosule. Așa. Acum ce faci? Da? Te-ai baricadat? Ai blocat ce ai și... Pot oricum să te văd. Eu mă comportam ca tine, ca să vezi cum e. Da. Eu când blochez pe cineva, îl blochez definitiv. Eu cu tine m-am jucat. Înțelegi? Eu când am scos oamenii, i-am scos definitiv din viața mea. Că am păstrat o legătură comunicațională și am vorbit cu ei, ceea ce n-am putut să vorbesc într-un post, într-un video, într-un ceva. E cu totul altceva. Oricum și dacă rămâneam acolo, oricum nu m-ar fi înțeles, oricum nu m-ar fi auzit. Da? Acum te plângi. Ce trebuie acum? Ce de treabă e asta? E plină. Ciocu mic. Ai redevenit cocoș. Treci. Iubește femeile care sunt pe acolo. Aia care te bagă în seamă. Și mai ușor cu pianul pe scări, dragul meu. Că îmi sperii curcile și curcanii. Care sunt animalelor nu prea să impresionează de cocoși. Da. Sunt impresionat de cocoși. Bun. Acestea fiind spuse... Să nu uiți. Că m-ai armat, că nu mai aveam nevoie să fiu armată. Vreau să fiu din nou mâncat. Și iarăși nu s-a întâmplat. Că am scăpat de armele pe care mi le-ai pus în mână forțat. Bă, numai rahatul vă trec prin cap, mă. Vă jur, nu mai rahaturi vă trec prin cap. Și se întreb așa gânduri, știți? Și sunt, cum zice, e o melodie. E, sunt plate ca niște scânduri. Da, e, dacă ar fi plate ca niște scânduri, mai rău este când gândurile voastre sunt ca o Andreea. Știți? Sau ca o stea căzătoare. Măcar dintr-o scândură mai scos ceva. Poate mai adun vreo scândură mâine, poimine, răspoimine. Stele căzătoare, ce dracu mai strânge. Cât despre restul oamenilor care nu fac parte din industrie, că trebuie să vă luați pe voi din seama azi. Când acasă este ferecat cu lacă, te cauți o altă fereastră, construiești catacombe, construiești alte căi și o nouă casă, etc. Acum, ceva timp în urmă, vi s-a spus să stați acasă. Nu vi s-a spus să nu mai munciți. Nu vi s-a spus să nu mai respirați. Nu vi s-a spus să nu mai existați sau să nu mai luptați. Sau să nu mai modificați cu aici pe acolo. Nu v-a zis asta. V-a zis să stați acasă. În timpul liber. Acasă trebuia să fie acolo unde puteați fi voi înși vă. Vedeți? Fiecare a înțeles ce a vrut. Da. Și apropo. Va exista un lider al haitei. Totdeauna va exista. Fie că este... Haide animalelor, fie că este zburătoarelor, stolurile, știți? Da. Numai că nu o să urle să-ți spune că ea e șefa și nu o să urle pe după tine să-ți spună fata mea, da? Excepție face când se joacă. La joacă e ok.
La joacă trebuie să existe cineva care să fie strigat boss. Fie că este lady boss. De cele mai multe ori, da? Un lider poate să fie și de sex feminin. Când inima și creierul, da? Creierul și inima să ceartă, ți se contrazic și nu mai vor să atacă ca să poți să-ți regăsești calea. Adu-ți aminte că sufletul are o hartă, iar intuiția este un compas. Pentru că vocile cu adevărat puternice nu vor avea niciodată nevoie de poră de voce sau să se preumble pe străzi. Da? Dacă vezi oameni care poartă dureri ale lor, ale altora, ajută-i să li se scurgă din ei. Nu îi provoca. Pentru că toată această cateringă, toată această manipulare, falsitate, te va ajunge într-o zi. De cele mai multe ori, marea majoritate a oamenilor ai planetei. Da. Își exprimă gelozia socială interumană, că există și ea. Nu știați? Da. Și știți de ce? Datorită caracterului pe care tu îl ai. Pentru că caracterul tău cântărește mai mult decât toată viața lor. Nu uiți asta. Și să nu uitați că la manifestări afară nu vă mai aduceți copiii, bătrânii, persoanele slăbite din punct de vedere fizic, psihic, ori emoțional. Indiferent că acele manifestații publice sunt comandate, induse, organizate, spontane, etc. Trimiteți-i acasă. Să nu uitați că rahatul iese la suprafață și invadează străzile, așa cum explodează un munte. Și se lava și merge pe străzi, se refugiază sub pământ. Sau se zboară. Aparent, da? Și să nu uitați că, iarăși, în lupta contra adevăratei manipulări, nu a, da? Așa? Ies doar cei puternici, luptătoarele și luptătorii. Nu orice curopișniță care are vocea mai puternică și care face chestii în fiecare zi. Învățați de la americani, de la popoarele slavice, cum trebuie să vă comportați cu cei în serviciu puterii statului, care sunt jandarmii, polițiștii, armata, etc. Priviți-i, flori, trup dezgolit, inimă dezgolită, minte deschisă. E înțelepciunea străzii. Da.
următoarea dată. Asta e și pentru subiectul principal al acestui video, dar și pentru cei care au avut, care le-a fost golită inima. Caută giver și persoane care dau. Și ei sunt empatici, persoanele ultrasensibile, persoanele care câteodată empatizează, da? Să ți-o reumple. Și nu doar una, vezi că trebuie mai multe. Așa îți refaci emoționalul dacă a ajuns către psihopatie sau narcisism. Știți pe Jerome K. Jerome? Aveam o carte când eram mică. Am uitat cum se numește, dar era foarte mișto. Doi într-o barcă. Da. Așa. Și am găsit într-una din librăriile pe care le urmăresc eu online un citat al lui Jerome K. Jerome. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Da? Și apropo, băi, bulișorilor, caterincoșilor, lângă femeile pe care nu ți le poți supune ție, da? Poți trăi liniștea. Puține ori construi fără să fii deranjat. Apropo, stimabile, în genunchi poți ajunge acolo unde n-ai vrut să ajungi zburând? Ia vezi, poți ajunge în genunchi al alteri? Poți? Credeai că mă lupt pentru inima ta? Vai, până trebuia să mă lupt. Vezi? Am făcut schimb, am rezolvat situațiunea. Asta e singura luptă pe care n-ar trebui să o refuzați. Vezi, de-aia sunt eu și am rămas o hienă. Te știu exact când să lupt și știu exact când să refuz. Ce fac acum e precauție pură. Te-am lăsat în spate și m-ai mușcat când mi-am vrut două mâini înapoi. Să nu uiți că persoanele care nu sunt masochiste vor căuta să stea cu fața către așa zisul prieten care i-a înfipt cuțitul pe la spate. Una e să simți atacul și să refuzi durerea și alta e să te conformezi și să o lași să-și facă de cap cu tine, prin tine. Și apropo, dragă societate, hainele nu sunt ca să vă impresionez pe voi sau pe vreunul dintre voi, sub capcane pentru cei dezumanizați. Reptile. Zburătoare. Animale ale pădurii, ale deșertului, ale orizontului. Pentru că oamenii care nu mai știu ce e a tandrețe s-au sălbăticit și sunt cei mai greu
reumanizat. Să nu uitați, e indiferent că sunt par rea, că par fă de neoprit de whatever, eu am preferat să nu renunț la iubire. Ci doar să mă îndepărtez de cei care n-au știut să mă iubească așa cum merit. Astăzi, cu drag și respect, Dresora de Bestii. Umanizatoarea. Cea condamnată pentru metodă, pentru metodele folosite și renegată datorită rezultatelor. Nu mai trebuie să ne auzim de bine.